Grupul Român pentru Siguranță Rutieră vă prezintă Via Vita. București, România, kilometru zero. Iată locul față de care s-au calculat distanțele rutiere pentru întreaga rețea de drumuri naționale. Aici încep drumurile noastre. Aici începe Via Vita. Bine v-am regăsit pe Via Vita pentru siguranță rutieră. Ați urmărit emisiunile noastre până acum, sper că le-ați urmărit. Suntem la emisiunea cu numărul 56 și de două emisiuni am început să vorbim despre întreținerea drumurilor. Iată-ne acum la o nouă discuție despre întreținerea drumurilor, alături de doctor economist Aurel Petrescu și doctor inginer Cătălin Marin, care sunt colaboratorii noștri permanenți. De data aceasta nu avem un invitat, dar nu cred că este important acest lucru, pentru că dumneavoastră sunt specialiști în domeniu. Vorbim despre un subiect care este extrem de important, costurile ciclurilor de viață. Domnule, vreau să te întreb, că îți place întreruperea. Ai văzut și acum la campionatul mondial de fotbal ce înseamnă întreruperile. Invitații sunt colegii noștri, prietenii, telespectatorii, care sigur, doresc într-adevăr să afle, așa cum am informații de la o parte din cei care ne-au sunat, despre această emisiune care este altceva decât emisiunile pe care le văd și satisfacția mea cea mai mare este că alături de dumneavoastră, după ce noi facem o emisiune la o săptămână sau mai devreme, și alte posturi de televiziune anunță o parte din evenimentele pe care noi le prefacem. Mulțumesc! Cu mare plăcere! Ce voiam să discutăm astăzi este această lipsă de strategie națională în ceea ce privește întreținerea drumurilor și vom vorbi despre costuri, în primul rând, costurile de întreținere ale drumurilor. Ați văzut și dumneavoastră, probabil, pe multe dintre televiziuni, tot felul de reportaje cataclismice despre ce se întâmplă în România, inundații, șosele pline de apă, mă rog. Toate aceste lucruri se datorează nu de fapt faptului că drumurile noastre sunt așa cum sunt, ci de faptul că de mulți ani de zile, de fapt, nouă ne lipsește această strategie, ne lipsește această gândire de ansamblu pentru a întreține drumurile. Și asta o să vorbim în primul și în primul rând despre costuri. Domnul Petrescu, domnul Cătălin Marin, cine începe? Dacă îi dă voie, domnului. Vedeți, înțeleptul nu este cel mai tânăr sau cel mai în vârstă. Este cel care poate la un moment dat să atragă în jurul lui cât mai mulți colaboratori. Și atunci și Cătălin, și eu, și dumneavoastră sunteți înțelepți în aceeași măsură. Am dorit să continuăm în emisiunea de astăzi un subiect care are, într-adevăr, esența întreținerii drumurilor. Esența fiind resursele financiare. Se invocă peste tot, în toate rândurile, orice citim, că nu există bani. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este real, dar este ireal pentru că o strategie privind costurile ciclului de viață a drumurilor nu există. Lucrările de întreținere și de reconstrucție sunt pe un termen lung, mediu sau scurt, funcție de cine elaborează strategia și cine rămâne să o aducă la bun sfârșit. La momentul în care acțiunile privind întreținerea drumurilor sau reconstrucția acestora sunt punctuale, intratul într-o strategie majoră nu se mai regăsește și atunci costurile cresc foarte mult. Aș mai întreba un lucru. Lipsa acestei strategii se datorează lipsei de specialiști la nivel național sau există și acești specialiști, există și oameni care știu să atragă bani? Oricum știm că mare parte din fondurile europene care n-au fost alocate s-au întors înapoi în Europa pentru că banii n-au fost folosiți. Deci cumva bani, dintr-un anumit punct de vedere, ar exista. Costurile ciclului de viață, privind întreținerea sau și reconstrucția, cuprind și costurile privind pregătirea personalului. Am înțeles. Și munca, spunea cineva până la urmă, cât de dedicat ești unei activități specializate de întreținere, așa cum spunea domnul Teodorescu în emisiunile anterioare,
pentru că în România există, au existat, există companii, unele mari, foarte mari, dar care nu sunt specializate să facă această activitate de întreținere. Ei gândesc la nivel macro, gândesc la modul cum vor așterne 20, 30, 100 de kilometri de asfalt pe un drum, cum vor executa 10 de kilometri de șanțuri, dar activitatea de întreținere, de plombarea unei gropi, de colmatarea unei fisuri, de curățirea unui șanț, de reparații la un podeț și așa mai departe, este oarecum improprie pentru că ei nu sunt specializați. Și mai mult decât atât, valoarea companiei lor nu este dată de această activitate de întreținere. Activitatea de întreținere, o să vedeți prin ceea ce o să vorbim astăzi eu și domnul Petrescu, pentru că s-a vorbit că nu sunt bani, discuțiile cu cei care lucrează la administrație sunt altfel, spun, sunt bani, dar ei nu sunt cheltuiți eficient. Cătălin, problema care noi încercăm acum, în următoarele câteva emisiuni să o aducem, este de unde provin datele privind costurile lucrărilor de întreținere. Cât din aceste costuri pe care noi le prefacem, folosesc o bancă de date, au în spate costuri istorice, pot fi comparate și ce metode pentru analiza lor, pe care nu le descoperim noi, ci ne aducem aminte că sistemele de optimizare a costurilor istorice sunt încă din anii 70, multe agenții guvernamentale le recomandă, le au ca bănci de date în permanență și colaborarea între administrator și proiectant se face chiar din momentul în care administratorul își pune problema să inventarieze pentru un moment dat care este starea reală, apoi să simuleze costurile conform unor norme normative care poate să fie naționale sau poate să fie internaționale și să știe cum să se aloce și când să se aloce sursele necesare. Bugetul nu este o poveste de adunat comparativ cu anul precedent printr-un indicativ, printr-un o cifră oarecare, crește sau scade cu 10 sau 15%. Obiectivul principal al emisiunii de astăzi este acesta legat de investigarea reală a rețelei de drumuri la un moment dat cu specialiști care sunt pregătiți atât în universități, dar sunt pregătiți și acolo unde este cazul. Pentru că la investigarea stării rețelei de drumuri nu sunt necesari numai ingineri constructori, mai sunt necesari geologi, sunt necesari oameni care se ocupă de trafic, de mediu, de legătura între pădure, ape, drum, transport. Este această legătură permanentă pe care cineva, la momentul în care își asumă responsabilitatea să fie administrator, trebuie să se așterne și să muncească pentru acest lucru, să nu mai fie ingerință să facă un drum sau să repare un drum acolo unde a apărut o catastrofă, cum spunea foarte bine Leonard. Catastrofele sunt provocate multe în afara voinței omului, dar multe sunt provocate de voința omului care își construiește casă, care își construiește o altă gospodărie pe acolo pe unde știe că din istorie a trecut apă și se întâmplă ceea ce vedem de jur împrejur. Mai este și despădurirea o cauză, întreținerea plasadorului. Dar ce aș vrea să vă întreb, de fapt, această inventariere a stării drumurilor, da. De fapt, cine este responsabil, cine sunt cei care ar trebui, de fapt, să investigheze starea drumurilor, să vadă când e cazul să facă întreținerea, apoi să cumuleze toate aceste date și să creeze după aceea acest plan de întreținere. Vreau să răspund eu aici. Le reamintesc spectatorilor noștri că în emisiunile anterioare am pomenit de o organizare care a avut-o un administrator. Și etapele prin care a trecut până astăzi în ceea ce privește această organizare. Sigur, cine răspunde este administratorul drumului respectiv. El trebuie să fie organizat la nivelul cel mai de jos și acolo trebuie cu oamenii specializați, pentru că, aminteam, omul de la district, specialistul de la district, care e un tehnician, poate să fie inginer, poate să fie un muncitor, el
are în, ar trebui să aibă un obiectul de activitate revizia zilnică și săptămânală a unui sector de drum. Și când spun sector de drum, pentru că prin definiție drumul nu înseamnă numai structura rutieră și asfaltul de pe el, înseamnă șanțuri, înseamnă podețe, înseamnă lucrările de artă, adică ziduri de sprijin, înseamnă tuneluri. Și clădirile care sunt aferente și indicatoarele verticale de semnalizare, de orientare și marcajele, deci absolut tot ce are în patrimoniul drumul respectiv, el este obligat ca să parcurgă, să inventarieze, să sesizeze în scris problema și să o consemneze, această problemă, să o înainteze mai departe șefilor forului superior, în așa fel încât să fie centralizate și trimise mai departe către departamentul care se ocupă de planificarea lucrurilor de întreținere. Și acolo să stabilească strategiile de întreținere împreună, cum spuneam, prin colaborare, cu compartimentele de financiare, cu absolut toate compartimentele din această organizație, să aloce fondurile necesare pentru intervenția imediată, care înseamnă întreținerea curentă, și intervențiile periodice care se produc la un an de zile, sau la 3 ani, sau la 4 ani, sau la 5 ani de zile. Și o să vedeți că vom vorbi la un moment dat de modele care există și au fost concepute și au fost de succes inclusiv implementate în România, dar care au trecut așa în uitare, în derizoare, uitate undeva printr-un sertar. Știu că spuneați dumneavoastră mai devreme că există întotdeauna un soi de avânt hăirupit, așa, hai să facem chestia asta, o facem, durează o lună, două, trei, după care lucrurile se liniștesc, după care trec ușor în desuet, în uitare și după aia ne trezim câte o calamitate. Apropo, Leonard, astăzi mijloacele de comunicare au ajuns la un nivel pe care probabil viitorul îi va da altă soluție. Dar se poate comunica, dacă s-ar dori, de către utilizator, cel care merge pe drum la un moment dat, care este starea la un moment dat și să se folosească aceste date în mod operativ. Dar această operativitate înseamnă o strategie, înseamnă investiții în astfel de softuri și apelul pe care noi îl facem acum către colaborarea între societatea civilă, între utilizator și drumar, este pentru că drumarul la rândul lui trebuie să pună la dispoziția utilizatorului un drum care să-i asigure siguranță în trafic. Și confort. Confortul de care vorbește Cătălin este parte din respectul pe care îl aduce administratorul față de utilizator. Sunt drumuri care, sincer să fiu, pe care am circulat și pe care n-am văzut ani de zile vreo lucrare de întreținere. Ani de zile. Și sunt drumuri, poate nu extrem de circulate, dar sunt drumuri circulate. Uite, vă dau un exemplu, un drum care unește Piteștiul de Drăgășani. Este un drum care arată din ce în ce mai rău, care undeva la 10 ani, poate la o distanță de, sau la intervale de tipul ăsta de timp, se mai întâmplă câte ceva, câte o mică plombare sau așa, de câte un primar mai avântat, să spunem așa, de printr-o comună. Dar în rest, în general, drumul ăla e drumul pe care poți să-ți rup mașina, ca să spunem așa. Nu mai vorbim de confort, nu mai vorbim de alte... Leonard, strategia emisiunii noastre este aceea și o vom păstra. Să discutăm ca la o teleenciclopedie, ce ar fi necesar să optimizăm întreținerea drumului. Hai să spunem, dacă să o înțelegem foarte bine, eu am desenat aici în spate un grafic pe care specialiștii îl înțeleg și o să le explic în așa măsură încât și spectatorii care nu au chiar domeniul de specialitate al nostru o să-l înțeleagă. Întreținerea unui drum din momentul în care el este dat în exploatare este foarte importantă și în România există, și în alte state evident, reglementată prin normative, chiar și standarde. Există un normativ de întreținere, el este 554 al Administrației Naționale a Drumurilor, care se reflectă și asupra celorlalte categorii de drumuri. Dacă drumul nostru pleacă din momentul 0
în exploatare. Și dacă el ar fi un mecanism perfect, care să nu interacționeze cu traficul, cu condițiile de mediu, în așa fel încât acesta să-și spună amprenta, nivelul de viabilitate, deci calitatea lui s-ar menține pe o curbă, pe o linie orizontală, exact cum este desenat aici. Din păcate nu este așa. Și atunci, sub efectul traficului, care este foarte important, sub efectul condițiilor de mediu, care înseamnă iarnă, ciclu de îngheț dezgheț, vară, temperaturi ridicate, ploi, schimbări de temperatură și așa mai departe, impactul traficului, drumul îmbătrânește în toate aspectele. Îmbătrânește mixtura asfaltică, îmbătrânește structural sub efectul repetat al sarcinii transmise din trafic și așa mai departe. Iar el, dacă nu se intervine cu niciun leu asupra lui, pe durata de viață, durata de viață este durata pentru care el a fost proiectat să funcționeze pentru traficul la momentul în care a fost proiectat și executat și cel de perspectivă considerat durata lui de viață. Adică, în speță, drumurile în România, clasele cele mai ridicate, clasa 1, 2, 3 tehnică, cele cu structuri moderne, sunt de regulă proiectate să reziste 15 ani de zile. Au fost crescut în ultima perioadă la 20 de ani de zile. Cele cu structuri rutiere flexibile, adică cu straturi asfaltice, cele cu beton de ciment, vorbeam în emisiunile anterioare, pentru că betonul de ciment este mult mai rezistent, ele sunt programate și calculate să reziste cel puțin 30 de ani de zile. Cam asta e drumul de care vorbeam mai devreme. Și atunci, dacă nu intervenim cu absolut nimic, cu niciun leu, cu nicio activitate de întreținere, curba lui duce la un moment dat în zona aceasta de roșu, spre ultima perioadă, exponențial, când aproape nu se mai poate circula. Și vedem în multe reportaje astfel de drumuri unde cetățenii sunt, o să spun, foarte deranjați că și strică efectiv mașinile. Și nu numai, nici pietona nu poate să circule acolo. Deci este absolut nevoie să se intervină periodic și curent, pentru a menține drumul la un nivel acceptat de viabilitate și de confort, în așa fel încât să ne permită ca drumul respectiv, dacă îl menținem cu costuri minime, la un nivel pe toată durata de viață și exploatare, atunci ne permite să facem intervenții pe alte drumuri. Dacă noi după 5 ani de zile intervenim și facem primele reparații ceva mai consistente, care înseamnă covoare asfaltice, reparații la podețe, reparații la lucrări de artă eventual și așa mai departe, dar în această perioadă de 5 ani intervenim curent, care înseamnă colmatări de fisuri, menținerea sistemului de semnalizare, adică indicatoarelor în condiții optime, menținerea, refacerea marcajelor orizontale, în așa fel încât să asigurăm siguranța circulației, securitatea circulației. Și pe aici, pe acolo, mai promovăm câte o groapă, sigur că drumul nostru, dacă intervenim până la 5 ani și în momentul de 5 ani, el o să duce după o altă curbă, mai apropiată de acest deziderat care reprezintă idealul și care nu se poate atinge. Și dacă iarăși pe parcurs menținem această activitate curentă și mai intervenim la 10 ani, iarăși cu eventual un covor asfaltic, refacem uzura, pentru că între timp poate am bătrânit și o refacem, sigur că ne ducem după o altă curbă până în momentul în care el, practic, atinge durata de viață, adică și-a atins capacitatea de circulație, traficul a crescut între timp, dar nu mai poate să fie preluat de către drumul respectiv, atunci știm că noi ne pregătim din timp cu 2-3 ani înainte să planificăm un proiect de intervenție, de modernizare, de reabilitare de... și așa mai departe. Și atunci nu o să-l aducem niciodată în zona aceasta de roșu. Și o să-l menținem în așa fel încât să... Înțeleg că după 15 ani, drumul ăsta care este întreținut, aduce după aceea costuri de reabilitare, să spunem așa, că și-a făcut un ciclu de viață, pentru al doilea ciclu de viață mult mai mici. Este absolut normal dacă am o casă și eu tot timpul mai intervin pe la acoperiș, mai intervin pe la zugrăveli, după 15 și la subsol, după 15 ani de zile. Problema exact, se intervii și la subsol, nu numai la... Reparația capitală ulterioară se face cu costuri mult mai mici decât dacă aș fi lăsat-o în paragină. Cătălin, eu cred că mesajul pe care până acum ar trebui să-l transmitem telespectatorilor și celor interesați
Ar trebui să plece de la un mesaj mai punctual. Domnilor de la administrațiile de drumuri, de autostrăzi, de străzi, drumuri comunale, cunoașteți astăzi care este starea reală a drumului? Părerea mea că nu. Părerea mea că nu, pentru că sunt, asta din reportajele pe care le-am văzut la televizor, sunt drumuri care întotdeauna au aceleași probleme, de la an la an sau la 2-3 ani când se întâmplă câte o aversă din asta mai importantă de ploaie sau când se mai întâmplă, nu știu, zic așa, autostrada Soarelui tot timpul trebuie făcută ceva pe ea și nu prea se face, autostrada București-Pitești, hai să zicem că mai merge cum mai merge, alte bucăți de drum, nu știu, veneam acum pe strada Gladiolei sau ceva de genul ăsta prin București, care e o stradă pe care dacă n-ai o mașină mai solidă așa, poți să risi să dai într-o groapă. Domnul Leonard, nu trebuie să ne focusăm pe cele mai vizibile obiective. Pentru că, din păcate, toată lumea astăzi este stănită să fie focusată pe autostrăzi, care sunt cele mai vizibile, din păcate. Noi trebuie să ne focusăm pe absolut întreaga rețea de drumuri. Să nu uităm că rețeaua de drumuri județene și comunale reprezintă o capilară foarte importantă, o rețea capilară foarte importantă care poate să și este concepută și este oricum mai să descarce trafic din drumurile naționale. Vă dați seama că dacă această rețea județeană și comunală ar fi la un nivel foarte prost, toți ne-am duce pe drumurile naționale și oricât s-ar strădui autoritățile să mențină drumul, n-ar reuși pur și simplu pentru că n-ar putea să cuantifice, să-i aplice o strategie corectă. De-aia toate drumurile județene pleacă dintr-un drum național. Și așa mai departe până ajunge la drumuri comunale. Noi trebuie să menținem întreaga rețea la un nivel de viabilitate corect, acceptat, în așa fel încât să avem opțiuni. Ceea ce am încercat să transmitem și să avem mesaje curente cu această schemă, este finalul zilei. Costurile de întreținere încep să crească din momentul în care ai dat în folosință, ai recepționat și vor crește foarte mult dacă nu faci nimica. Deci, din cauza asta, costurile istorice ar trebui să stea la baza elaborării strategiei. Au fost astfel de inițiative de care v-aș ruga să începem să discutăm. Ce înseamnă să lucrezi din prima zi la un model de reparație, la un model de întreținere și ce înseamnă să-ți aduci aminte de drumul ăsta, cum spunea Leonard, peste 3-4 ani? Cred că înainte de a începe și a vorbi despre aceste strategii care au fost sistematizate într-un program foarte serios care s-a aplicat în România, ar trebui vorbit un pic de ce a apărut acest program și cine l-a inițiat. Pentru că eu întotdeauna mi-am pus întrebarea dacă Banca Mondială este o instituție necesară sau nu în anumite situații. Și nu am argumente și nu am specialitatea ca să pot să fac astfel de comentarii. Dar programul de care îl vom dezvolta și pe care îl vom prezenta spectatorilor noștri și specialiștilor este un program elaborat de Banca Mondială. Pe scurt, ce spune? Programul este în engleză HDM, care înseamnă Highway Design Management sau managementul activității de drumuri. Design și development. Și dezvoltare. Sigur, aici este un pic generic sintetizat. El este un program care a fost conceput cu scopul de a crea un instrument care are la bază o bancă de date foarte serioasă și care generează politicile de întreținere curente și periodice. Și le optimizează. Adică, inițial, acest program software, până la urmă, a apărut în anii 90 ca o necesitate de a veni cu un instrument, de fapt cu o documentație financiară foarte solidă și recunoscută de către băncile finanțatoare, Berdu, Birdu și alte instituții care urmau să finanțeze
programele de reabilitare a drumurilor, spre exemplu, naționale în România, a început după 90. A fost creat acest proiect și program pentru țări ca și România, care începeau o etapă de modernizare, de punere la punct a drumurilor. El are două componente, are componenta drumuri și componenta poduri. Și se cheamă PMS, de la managementul activității de drumuri, Pavement Management System și Bridge Management System, adică managementul activității sau planificarea activităților de întreținere pentru poduri. Au fost la început folosite de către firmele mari de proiectare din România, românești, care au pregătit proiectele de la nivel de studii de fezabilitate, să-i spunem așa, și documentația cu care s-a mers la băncile finanțatoare și s-a obținut Cătălin, aș vrea din discuția de să clarificăm o problemă. Nu numai firmele trebuie să ținem cont de faptul că mai avem 5 minute. Ci este vorba de administratori care trebuie să le promoveze. Pentru că administratorul alături de proiectant, la momentul în care își gândește o astfel de strategie, trebuie să țină seama că sursele de finanțare pe care el le atrage și pe care le folosește, din păcate, sunt la el, ci nu sunt la constructor. Eu nu am spus niciodată administratorul. Evident că asta este apelul nostru. Care nu e administrator, ceea produce documente, produce documente, pentru că este într-o relație cu un administrator, cu un beneficiar. Iar el a acceptat și a sesizat nevoia și cerința acestor bănci finanțatoare de a te prezenta cu astfel de documente. Proiectele au fost elaborate, au fost începute programele de reabilitare a drumurilor naționale, au funcționat foarte bine, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, cred că și a 5, și a 6, după care au început ușor-ușor să se împiedice. Și astăzi, sincer, eu nu mai știu la ce etapă... Nu, astăzi nu mai știu la ce etapă de reabilitare din strategia făcută în anii 90 mai avem la nivel de drum național. Controlează cineva această strategie până la urmă? Ca să știe, să ne spună și nouă... O să vorbim, probabil, și nu vrem să lansăm acuze sau ceva, ci noi vrem să reamintim că există astfel de instrumente și că aceste instrumente au constituit un model pentru rețeaua de drumuri județene și străzi și comunale, pentru că instituțiile care au pregătit astfel de documente pentru administrația drumurilor naționale au pregătit documente și au venit în întâmpinarea județelor și au cele care, câteva județe care au înțeles această nevoie că ca să pui la punct drumurile, îți trebuie bani. Iar banii nu i-ai decât dacă convingi un finanțator că ceea ce vrei să faci este viabil și este finanțabil. Acest program a fost rulat, din cunoștințele mele, cel puțin în două județe, dar nu o să le nominalizez, dar au fost rulate și la nivel de străzi, și urma să se facă și la o, anumită, la o rețea de drumuri comunale. Consecința a fost că rezultatele la județe au fost de excepție. Unul dintre ele a utilizat această bancă de date, pentru că este, creează o bancă de date extrem de solidă, cu foarte multe studii și îi planifică alocațiile financiare pentru o perioadă de cel puțin 15 ani de zile, în așa fel încât să știe funcție de starea drumului unde intervine imediat, acolo unde drumul este într-o stare foarte proastă și precară, unde intervine cu un anumit nivel ca să mențină drumul, pentru că este la un nivel de viabilitate bun, periodic și în așa fel încât rețeaua să-și o mențină la un nivel, aș zicea, cum spuneam, de viabilitate. Propun să dezvoltăm acest subiect în emisiunea viitoare. Din păcate, timpul nu ne mai permite. Mai avem un minut ca să tragem o mică concluzie pentru ceea ce am discutat astăzi, domnul Petrescu. Astăzi deschidem cutia Pandorei
a legăturii între ciclul de viață, a lucrurilor de întreținere și reconstrucție. Și sisteme care deja au 30-40 de ani de urmărire a comportamentului drumurilor, pentru ca finanțarea pe termen scurt și pe termen mediu și poate chiar termen lung astfel de lucrări pe care administratorul ar trebui să o gândească, să aibă la bază date științifice făcute cu specialiști în domeniu și să nu mai fie ca astăzi lucrări care se degradează rapid pentru că a uitat cineva, dintr-un motiv sau altul, că trebuie să se rezolve la timp, conform unui grafic, conform unor costuri istorice, lucrările de întreținere. Fac apel la societatea civilă să colaboreze cu drumarii, să colaboreze cu administratorii, pentru că de starea bună a unui drum beneficiază toată societatea. Vă mulțumesc mult de tot. Aceasta a fost Via Vita pentru siguranță rutieră, emisiunea de astăzi, emisiunea cu numărul 56. Vă așteptăm la nouă ediție săptămâna viitoare, la aceeași oră, 9:30, pe Nașu TV, în reluare miercurea, la ora 14:15. Până atunci, aveți grijă cum conduceți, drum bun! Via Vita v-a fost prezentată de Grupul Român pentru Siguranță Rutieră.